de ce Eurovision și de ce anul acesta? Adică de ce ați revenit la Eurovision și de ce tocmai anul acesta? Am mai participat o singură dată la Eurovision în 2003, când am spus că nu mai mergem niciodată. Da. Dar și n-am fi mers din dorința de a concura sau a avea o piesă care să fie prima în concurs de compoziție Eurovision. Nu, ne-am dus pentru campania noastră de la capăt, pentru că am considerat că Eurovision e o ocazie unică de a o mediatiza și de a o duce, sperăm noi, și dincolo de graniță, dacă vom câștiga în România. Beneficiarii vor fi acei copii care au rămas singuri acasă fără părinții lor. Ei trebuie să știe că nu sunt singuri. Piesa noastră e o piesă manifest. Ne adresăm tuturor, și celor care vor să ajute, și autorităților care poate mai pot să rezolve din aceste probleme. Și eu cred că, având acest mesaj social în spate, chiar și România poate ocupa un loc mai bun la Eurovisionul mare, pentru că nu odată s-a văzut că la Eurovision există mesaje antidiscriminare sau există mesaje sociale care ocupă locuri fruntașe tocmai din acest motiv, pentru că lumea este receptivă la astfel de mesaje. În același timp, Eurovision e un spectacol bazat foarte mult pe entertainment, adică super entertainment. În același timp, voi aduceți un mesaj foarte, foarte serios. Vom aduce un mesaj serios, dar vom avea grijă ca show-ul în sine să fie unul spectaculos și emoționant, în primul rând, în ceea ce ne privește. Și sunt convins că dacă la această piesă, când am lansat-o în România, au fost bărbați care au plâns, nu numai fete și femei, sunt convins că nici cei din Europa nu vor rămâne reci și la piesă și la mesajul nostru. Când v-ați decis să intrați în campania de la capăt? Pentru că știu că tu ai fost la un moment dat în studioul televiziunii române ca să promovezi un scurt metraj al lui Sabin Dorohoi legat fix de... Deja era pornită campania atunci. Practic, noi colaborăm cu asociațiile World Vision România și Habitat for Humanity România de mai bine de 5 ani. Practic, a fost o continuare. În momentul în care am compus piesa, inițial din dragoste pentru copiii noștri și inspirate versurile din dragostea pentru copiii noștri, după extinderea ei către această temă a copiilor abandonați cu părinții plecați în străinătate, ne-am gândit că avem nevoie de mai mult decât de un manifest, de a crea un site și o platformă unde cei care își doresc să se implice să poată să o facă. Ne trebuiau, pentru că noi suntem o formație și noi suntem un purtător de mesaj, ne trebuiau și niște asociații care să aibă programe destinate astfel acestor copii și care să poată să le pună și pună în practică. Iar site-ul nostru este practic o platformă care face legătura între cei care doresc să doneze fie bani, fie din timpul lor ca voluntari și organizația respectivă care le oferă programele în care pot ei să se implice. Și ne bucurăm, avem o adresă contact@arondelacapat.ro unde primim foarte multe mesaje, fie din partea unor oameni care doresc să ajute anumiți copii pe care îi văd prezentați la noi pe site, fie de oameni care își prezintă cazurile disperate în care sunt și noi direcționăm aceste cazuri spre organizațiile pe care le considerăm potrivite cu cazul lor, fie pur și simplu oameni care simt nevoia să le transmită acelor copii ceva sau oameni care doresc să doneze din timpul lor. Am avut o profesoară de dans care a zis: eu aș vrea să învăț să danseze și mă ofer voluntar să-mi petrec timpul cu ei astfel încât să nu se simtă singuri, să aibă o preocupare. Că am avut niște surprize foarte plăcute. Cei de la asociații ne-au spus că se simte această promovare și înseamnă că lucrurile merg spre bine și de aceea a venit Eurovisionul, care am zis: băi, asta e o ocazie foarte bună să facem campania noastră și mai mare, să facem lumea și mai atentă la ce se întâmplă. Și nu în ultimul rând, considerăm că e un avantaj pentru România să aibă un mesaj social în spate când se duce să se bată cu țări mai din vest, nu din est. Care au fost reacțiile după ce ați fost selectați în finala națională Eurovision și din partea campaniei propriu-zise, adică componenta socială, dar și componenta artistică? Și că, adică, nu vi s-a zis, ați zis că nu mai mergeți la Eurovision de acum. Ei nu știau că am zis asta, dar am avut niște colegi de blasă care au zis: ce căutați aici? De ce ați venit să le luați ăștia la tineri? Obiectul muncii. Nu ne facem un scop din a participa de la Eurovision. A fost această piesă lansată în noiembrie.
avea dreptul de a participa la concurs pentru că trebuie să fie lansată cel mai devreme, la 1 septembrie 2014, deci se încadra în regulamentul Eurovision și am zis, profităm de această ocazie, acest an, probabil sau nu probabil, sigur, anul viitor nu ne veți vedea la concurs, dar noi sperăm ca românii să înțeleagă că am venit cu mai mult decât o melodie. Există piese bune, există voci bune, dar noi avem un mesaj în plus și cred că asta poate să claseze România undeva mai sus și cel mai important să facă cauza copiilor cunoscută. Aveți două scenarii. Dacă nu câștigați selecția națională, ce se întâmplă cu campania și dacă, virgulă, câștigați selecția națională, cum vă pregătiți pentru Viena? Sau dacă nu vom câștiga campania națională, deja am primit în timpul acestei pregătiri pentru finala din România, am primit un telefon de la un sponsor puternic, o corporație care dorește să se implice în campanie indiferent de rezultatul de pe 8 martie, ceea ce e foarte bine. Dacă vom și deci campania va merge mai departe. Oricum, noi site-ul am pornit în noiembrie, dar nu vrem să se oprească în momentul în care piesa nu va mai fi difuzată la radio, nu. Vrem să facem în continuare acțiuni, vrem să creăm o componentă ecologică, să avem programe și colaborări cu asociații de genul Let's Do It Romania, de campanii de curățenie sau de plantări sau așa mai departe, astfel încât să încercăm să-i ajutăm pe copiii și tinerii aflați în dificultate și să încercăm să creăm un mediu frumos în care ei să crească, astfel încât noi, când vom ajunge la pensie, să trăim într-o lume frumoasă și cu copii care au devenit adulți și sunt echilibrați din punct de vedere psihic și pregătiți să ne creeze nouă lume frumoasă. Pentru fiecare dintre voi, care a fost cazul care v-a atins cel mai puternic, cazul din cadrul acestei campanii de la capăt, dacă aveți un caz? Noi ne-am implicat și alături de World Vision România și alături de Habitat for Humanity România și personal și la modul propriu. Avem în cadrul programului Donator de Viitor al celor de la World Vision, avem o fetiță pe care o sponsorizăm, se numește Cornelia, are 9 ani, îi place muzica. Acum, când vom ajunge la Craiova, după probele de sunet, vom merge, ea stă într-un sat la 50 de kilometri, s-a nimerit să fie din județul Dolj. Vom merge la ea și ne vom cunoaște pentru prima oară personal și încercăm să o aducem și la concert, pentru că pentru ea ar fi un mare eveniment să vadă acest spectacol, care e un spectacol mare. Pe scenă sau în public va fi? Nu avem voie pe scenă, în public. Vrem să pur și simplu să oferim bucuria asta să vadă spectacolul. Așadar, suntem alături de ea în programul Donator de Viitor, iar în ceea ce privește Habitat for Humanity, chiar am fost în decembrie anul trecut și am pus noi cu mâna noastră, eu am pus parchetul, eu zugrăvit, Casa Loredanei, cazul prezentat pe site-ul nostru din partea celor de la Habitat for Humanity România. Cum s-a născut videoclipul piesei de la capăt, căci este o bucată din scurtmetrajul lui Sabin Dorohoi? Cum v-ați întâlnit cu Sabin Dorohoi și cum? Totul a fost un concurs de împrejurări, de aia avem mare încredere că coincidențele nu se vor opri în 8 martie. Copilul din videoclip pleacă exact la Viena, iar imaginele sunt filmate în 2013, când nu se știa că Eurovisionul se va desfășura în anul ăsta la Viena. Deci poate fi încă o coincidență. Noi am compus piesa și am fost inspirați în crearea versurilor de dragostea față de copiii noștri. Lucrând în studio alături de Deep Side DJs, pentru că împreună cu ei am compus și am produs această piesă, ei ne-au spus, băi, avem un prieten, îl cheamă Sabin Dorohoi, a făcut un film de scurtmetraj cu un copil care pleacă și ne-au povestit. Când am văzut filmul respectiv, am zis, se potrivește perfect cu piesa, parcă piesa ar fi fost creată pentru acest film. Și ne-am dat seama că dragostea față de copii nu se limitează la copiii noștri, ci trebuie să fie una generală și poate fi un subiect. Și atunci l-am cunoscut personal pe Sabin, a fost foarte încântat și am folosit imagini din film pentru a realiza videoclipul. Am mai filmat noi cadre separate la Cazane, unde s-a filmat și filmul, și a ieșit videoclipul pe care lumea îl știe. Iar acum, în 3 martie, se lansează și varianta în engleză a piesei, All Over Again, care e destinată celor de dincolo de graniță, ca să înțeleagă mai bine mesajul piesei. Cine a tradus, cine a realizat această variantă în engleză? Că bănuiesc că destul de greu. Da, a fost destul de dificil pentru că noi am ținut foarte mult nu să facem o piesă în engleză și să încercăm piața internațională, ci să transmitem acest mesaj. Trebuia să fie o adaptare. Și noi zicem că a ieșit foarte bine. Am lucrat cu cineva din Anglia, am mai avut și aici
un ajutor și a ieșit, zic eu, foarte bine adaptarea. Și în momentul, în varianta în care câștigați selecția națională, varianta pe care o veți promova și pe care o veți cânta pe scena de la Viena, bănuiesc că va fi cea în engleză sau cea în română? Ne vom gândi. În cazul în care vom câștiga, avem, zic eu, toată România în spatele nostru, sprijinindu-ne. Avem stafful de la TVR care are experiența anilor trecuți de Eurovision și vom hotărî dacă vom cânta parțial în română și parțial în engleză, dacă vom cânta în totalitate în limba engleză sau dacă vom continua totuși să cântăm în totalitate în limba română. Nu am luat o decizie, dar noi suntem pregătiți, avem temele făcute, varianta în engleză există. Ne vom gândi care e cea mai bună soluție pentru a obține acolo ceea ce ne dorim noi, să fim mai sus de locul 2. Pentru că noi cu scopul ăsta plecăm. Niciodată nu trebuie să te consideri prea mic ca să obții locul 1. Trebuie să lupți pentru locul 1 și ce va fi, va fi. Dintre cei 11 artiști care vă sunt concurenți în selecția națională, care vă place cel mai mult sau care vi se pare cel mai interesant? Sau dacă vreți să faceți un top? Nici nu știu dacă are rost să nominalizăm, pentru că noi în cadrul formației avem preferințe diferite. Dar sunt câteva voci foarte bune, sunt câteva melodii foarte bune, concurența e puternică. Tocmai de asta noi ne pregătim pas cu pas apariția noastră și din punct de vedere vocal și al show-ului de la, și a scenotehnicii și așa mai departe. Poate că suntem unii dintre favoriții la câștigarea trofeului anul ăsta, dar asta nu înseamnă că suntem direct câștigători și trebuie să muncim și să trecem acest prim pas, 8 martie. Și dintre artiștii Eurovision internațional, de la Eurovisionurile trecute, care ar fi preferații? Vă întreb pentru că rockul nu e cel mai popular stil al Eurovisionului. Mie mi-a plăcut foarte mult, acum câțiva ani a câștigat cineva din Norvegia, nu mai țin minte numele lui, el mi-a plăcut foarte tare și piesa și interpretarea și tot. Dacă ar fi să dați câteva detalii despre show-ul de la Craiova, fără spoilere, fără... Ce ați putea spune? Cum l-ați putea descrie? Încercând să păstrăm surpriză ceea ce vom face efectiv, vrem să vă spunem că va fi bazat pe emoție. Vrem să transmitem multă emoție. De ce? Pentru că vrem ca lumea să înțeleagă mesajul clar al acestei piese. Mai mult decât un cântec și atunci vrem să transmitem mai mult mesajul decât orice altceva. De aceea, ceea ce vă putem spune că vom încerca să creăm emoții. Vom încerca, dar poate să vedem o lacrimă în ochii celor din fața noastră și sperăm noi și din fața televizoarelor. Ați primit reacții legate de piesa dumneavoastră și din străinătate? Adică pentru că are legătură, adică e vorba de copiii care sunt lăsați în urmă, de părinții care merg în... Au început să apară reacții și din străinătate și ne bucură, pentru că au existat câteva comentarii la înscrierea noastră la Eurovision, care spuneau, de ce credeți că s-ar regăsi străinii în acest mesaj? Și străinii au copii și străinii se pot pune în postura părintelui care e forțat să-și lase copilul și să nu poată fi lângă el, și eu nu cred că ei vor rămâne imuni la treaba asta. Și ca atare, deja, mai ales după ce am lansat teaserul de promovare a piesei în engleză, deja au apărut primele reacții care sunt foarte bune și spun, Romania, you have a winner. Să sperăm că va fi așa. De ce este important ca artiștii să se implice în cazuri sociale, prin ceea ce fac ei? Adică dumneavoastră faceți asta? Artiștii sunt în fața camerelor de luat vederi, lumea îi privește și ei trebuie să dea un exemplu pozitiv, un exemplu care poate fi urmat. Noi, an de-a rândul, deși ne-am implicat în diverse acțiuni umanitare sau sociale, am preferat să nu mediatizăm lucrurile astea, făcându-le pentru sufletul nostru. Și ne-am dat seama la un moment dat, respectiv anul trecut, înainte de lansarea piesei, că noi, de fapt, forța mai mare, în afară de cei 5 care suntem și care putem face un anumit lucru, este de imagine și de a convinge pe alți oameni să facă ceea ce credem noi că e bine pentru acești copii sau pentru alte lucruri similare. Și cred că asta pot face artiștii, să folosească de capitalul lor de imagine și să îi facă pe oameni să le urmeze exemplu, să dea un exemplu pozitiv. Adică chiar contează, dumneavoastră chiar ați simțit că oamenii reacționează, vin noi mai am simțit că oamenii mai reacționează. Mare. Asociațiile ne-au spus că nu numai implicarea noastră, implicarea oricărei persoane publice în programele lor, această implicare face ca cele programe să aibă rezultate mai bune și să fie mai vizibile, ceea ce e cel mai important.
Ce ați învățat de la experiența Eurovision 2003? În 2003 am spus că noi participăm niciodată, deci nu am plecat cu un gust plăcut din acel concurs, dar acum suntem mai optimiști și avem ceva cu mult mai important de transmis decât am avut atunci. Aveți temeri? Aveți temeri legate? Temeri? Temeri? Frici legate de... Nu. Există o stare așa când ești pus din oficiu primul în concurs, cum ni se întâmplă anul ăsta, te gândești, băi, de ce se vrea asta? Poate e ceva în spate, poate juriu a influențat, poate nu știu ce. Și noi am preferat să spunem, nu, noi o să mergem acolo foarte bine pregătiți, o să cântăm pentru cei 4.000 de craioveni plătitori de bilete care așteaptă să vadă un show frumos, vom transmite emoția pe care vrem să o transmitem și care a însoțit piesa asta încă de la momentul în care a fost compusă, și restul nu mai contează. Contează într-un anume fel faptul că spectacolul nu este în București, care e văzut ca fiind centrul culturii, entertainmentului, sau... Era, zic eu, la fel de bine și în București. Există un public foarte frumos în București. Craiovenii sunt un public extrem de cald, care pe noi personal ne-a primit întotdeauna extrem de bine. Și poate ei, într-adevăr, în București sunt multe evenimente mari și mai mari decât ăsta la care participăm în 8 martie. Și atunci pentru Craiova e un eveniment cu totul și cu totul special și probabil că va fi nebunie acolo. Cred că e o idee bună să organizezi și în provincie și să le aduci în fața acelor oameni spectacole de genul ăsta. Cred că poate fi un plus. Noi am când participat la diverse premii, Media Music Awards, Romanian Music Awards, la Brașov, Sibiu, Cluj, Iași, Craiova. Și există tendința asta să faci nu numai în București, să faci și în alte părți, și e foarte bine. Dar asta nu înseamnă că la București n-ar fi fost bine.